Salut, Moris! Salut, prieteni! Nu te-am auzit de mult spunând salut, Moris. Salut, Domnica! Păi mai schimb și eu ce vrei să-ți spun numai... Vă salutăm, dragi Bună! cetățeni! Vă salutăm! Dragi prieteni! Mi-ai schimbat așa peste noapte tema ca să vorbim despre ce? Despre ținutele de la Cannes. Nu? Da, pentru că, știi de ce? Pentru că efectiv m-au impresionat ăsta ținutele de la Cannes, mi-au plăcut aproape toate pe bune. Uite, o să vezi, dacă nu te-ai uitat, auzi, da, o de să ce vezi. Nu vorbește nimeni despre filmele de la Cannes? Păi, ba da, vorbește lumea și despre filme, dar cine? Noi vorbim despre ținute, cine? Noi De-a doi. De cine vorbește? Păi, cine? Păi, cine? Cum, cine ai, mă, Moris, ce naiba? Păi cine, trebuie să le fi văzut filmele de la Cannes? Trebuie să fi fost acolo, să le tot fi văzut. Tot internetul vuiește, nu știu cum le cheamă, că le încurc, nu știu, Gigi, Bela, Mela, Fela, Pela, habar n-am. Niște, nu înțeleg ce fac oricum fetele alea. Și Red Carpet Prize. Care Red Carpet Prize? Păi festivalul de la Cannes a ajuns să dea Red Carpet pentru o boarfă, pentru o rochie, că nu înțeleg ce mă depășește. Structural mă depășește. Măi, și basically îmi scade IQ când mă uit la asta. Ca să vorbești despre filme, trebuie să fii acolo. Acolo e foarte puțină lume. Deci, cumva, nu putem să vorbim noi doi despre filme, că nu am fost prezenți la nu acele premiere. Nu neapărat noi doi punctual, Domnis și Morica, vorba lui Nentu Hit. Nu neapărat noi doi punctual. Mă refer la o tendință generală care tinde să acapareze de o manieră analfabetă și superficială exclusiv domeniul fermoarelor și al TV-urilor, picând în penumbră, de fapt, subiectul principal, respectiv, cinematografia. La asta mă refer, nu la noi doi acum aici, care am intrat și contârziat. Da, dar nu e așa. Nu e așa. Sigur că se face, păi, se face vâlvă pe ce se poate face vâlvă, nu? Pe rochile care sunt pe covorul eu roșu și care sunt pozate de către toată lumea. Știi că detest tipul ăsta e vâlvă. Detest. Apare o tâmpă cu un crac gol. Wow. Așa și what's next? E, dacă ne-a pregătit, uite, de exemplu, Tilda Swinton, Andy McDowell, ți-ar fi plăcut la nebunie, cu părul gri, nimic, nicio operație la față, îmbătrânită superb, cu un păr gri extraordinar, necoafată, crede-mă, sau pe Helen Am Mirren, văzut-o dacă pe o vede. Tilda Swinton, Domnica, am văzut-o. Păi și așa și? Așa și ce? Păi și nu ți-a plăcut? Aștept să o văd în film, că ea e îmbrăcată civilizat și că arată civilizat și că n-are românească, asta știu de mult. Dar nici ăsta nu mai poate, nu știu, presta la infinit ca subiect de discuție faptul că Tilda Swinton nu și-a pus silicon și nu și-a pus buze. Săracul oricum a rămas ultima într-o mare de țoape botoxate. E ultima speranță, fetițe, ultimul bastion. Vorbeam și de Andy McDowell, de exemplu. Și de Andy McDowell, care mai... mă rog, mai sunt 5. Și de Helen Mirren și de Judy Foster, normale, arătau impecabil la vârsta pe și poartă vârsta impecabil, îmbrăcate superb, coafate superb, mă rog, necoafate, nemachiate, pe bune. Deci, e să mă rog, în limita civilizației. Noi vorbim despre cum arată Tilda Swinton, dar te rog să ieși pe stradă. Și lasă pe stradă să iei cu asalt în avalul Opii, că asta este o glumă internă, stațiunile de pe litoral, de la clasicele românești până la clasicele grecești, franțuzești, etc. Și ai să te convingi, care Tilda Swinton? Care Tilda Swinton? Când tot mapamondul este îngropat în țopenie și în vulgaritate. Tilda Swinton. Păi da, te bucur că mai există și o Tilda Swinton, nu? Ah, ok. Păi, da. Da. Bun, hai să comentăm ținutele. Am un chef nebun, j-ador. Văd că ești pe un hate azi. Da. Ce, pe aia mi-a plăcut, am văzut-o. Da, dar eu nu văd prea bine. E, cum o cheamă? Cum o cheamă, zim, că nu văd. Trebuia să ai și o burtieră în banii ăștia. A dispărut. Hai, nu mai fi nervos. Nu, nu sunt nervos. Da, știu cine e, e sora ăstuia,
Da. Da. Da, e superbă, ea care tot timpul e îmbrăcată în Prada și în Miu Miu. Uite, n-are neapărat siluetă, nu știu cum să-ți spun, dacă te uiți. Uite, Maggie Gillen, în Chanel. Da, nu ne referim la această fustă din tiul pentru că nu fusta din tiul ne interesează. Sigur că fusta din tiul putea să aibă cu totul și cu totul altă conotație dacă pe sistem românesc ea se punea cu o bustieră un pic placată ca să se vadă siliconul. Evident că aici, confruntându-ne cu o cetățeană mai mult decât civilizată, a simțit nevoia să nu-și marcheze talia și să-și pună o jachetă, o cămașă, o combinație între jachetă și cămașă, adică pe o ecuație foarte civilizată. Și pentru Foarte, și asta mie îmi am place să spun, foarte da, tare. Asta vreau să felicitări. spun și eu. Îmi place foarte tare, chiar dacă nu are siluetă sau ar spune cineva că e otova sau nu îi se vede talia suficient. E foarte, foarte mișto. Subscriu. Da. Aprob pozitiv. Vorba Și lui Maia coafura Anca. îmi place și machiajul cu rujul ăla vișiniu îmi place foarte tare. Și Îi e stă foarte, bine. nu știi ce îmi place, știi ce îmi place Luminca? E foarte relaxată. N-are Da. încoțopeneala, nu e Da. încoțopenită, nu e propusă. Am început să detest propunerea. Nu, dacă mai văd propuneri, cred că explodez. Da, O știu. femeie civilizată, relaxată, care nu simte nevoia să-și vândă imaginea prin sex, silicoane, bidoane, buze și așa mai departe. Și pentru asta, felicitări, dragă. În ce-o fi jucat săraca, nu mai știm. Că, după cum Stai că spuneam, mi s-a ți strâmbat. cadă. Sta, lasă că stă bine. Da, e de la fir. E de la cască. Hai să trecem și de asta mică, că ne-am împotmolit aici în Maggie. Ciao, ciao, Maggie. Uito! Da, Andy uito, McDowell, mă rog, mai, da, mai. uito, uito ce? Rochia nu-mi Este place deloc. superb. Da, Nu, Rochia nu-mi place Rochea deloc. nu-mi displace, nu-mi displace. Are o, pe bune, are o proporție foarte mișto, e dreaptă, simplă, pe o siluetă perfectă. Nu-mi dau seama exact, uite, în Prada, e, nu-ți place în Prada, nu-ți place Prada. Nu, nu-mi Pe place bune. Rochia. Da, nu-mi Mie place îmi Rochia. place Nu-mi Rochea plac și mai foarte ales mult îmi place, cetățeană. îmi place silueta, chiar dacă e Tomica, foarte nu mai embellished în spune. partea de sus, lasă-mă să zic. Are ceva minimalist, care îmi place foarte tare în cut și îi vine foarte bine ei, superbă și cu părul gri. Nu, e nota 10. Îmi place foarte Dar tare. nu vreau să te mai aud cu chestia asta cu nu-ți place Prada. La Prada găsim câteva chestii superbe și foarte multe chestii sinistre. Deci da, e Nu e foarte adevărat. posibil ca Eu n-am Prada să găsit nu... sinistre la Prada până acum, E, iartă-mă că-ți spun. îți dau eu multe Eu nu am exemple, găsit. dar nu e cazul acum. Da, eu Da. nu am găsit sinistru la Prada niciodată nimic, niciodată, deci Eu niciodată da. nimic n-am găsit sinistru la Eu da. Prada. Nu Foarte te multe supăra. lucruri. De la încălțări până la Sinistru? ce vrei tu. Pulovere cu flăcări. Dar hai să nu intrăm în discuția Păi pe asta. ăla l-am Hai să și nu eu, intrăm în mie îmi discuția place, asta. avem Păi opinii știu că l-ai, diferite, ți-am spus că înseamnă. nu-mi place. Nu, no, j'aime pas. Și oricum, e foarte bine că îți place și e foarte bine că we agree to disagree sau nu. Mie rochia nu-mi place deloc. Știi ce nu-mi place? Poate un pic decolteu, forma decolteului. Poate că nu-mi place, știi? Prea pătrățos. Dar îmi place culoarea? Nu, 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 îmi place. Și vine foarte bine asta. Îmi place Contează asta foarte mult cel mai... părul. Sună cineva la interfon și mă scoate din minți. N-am chef să răspund, nu o să răspund. Ne scuzați, asta e, se mai întâmplă. Te-am spus că părul este superb. Nevopsită, neamenajată. Hai, next. Deloc dramatică și cu un claci. Și cu un zâmbet superb, soro. Nu, aici nu vreau, aici Uite-ți-o. te las pe tine pentru că mă apucă nervii. Nu, chiar nu vreau Păi, să dar, discutăm despre asta. în primul rând că e îmbrăcată în schiaparelli, care Da. îți place Faptul că e foarte îmbrăcată tare. în schiaparelli și faptul că schiaparelli face chestii superbe, nu înseamnă că trebuie să aplaud. N-are nicio legătură cu schiaparelli oricum, această duduie. Nici zero legătură cu schiaparelli. Zero. 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 Elsa Schiaparelli s-ar fi întors în mormânt. Femeia Rog, care a nu știu ce să inventat zic. surrealismul, Bella Vogue, Hadid e s-ar fi foarte întors în mormânt. 2020. Bella Hadid e un personaj al zilelor noastre pe care nu-l poți ignora, după părerea mea. Nu-l poți ignora. O Apare marcă a peste tot, în toate reviste. superficialității, o marcă a superficialității care va strica la cutiuță generații întregi, care se vor întreba care e cheia succesului în viață. Asta. Asta. Oh, wow, e în Schiaparelli și a primit premiu pentru Red Carpet, nu știu ce. Așa și.
În Iar ce rest, ce a vrei să făcut? primească? Că ea n-a jucat în filme. Aia este, ea a Atunci, venit ce la caută acolo? festival. Ce Păi a cauți fost acolo? invitată să urmărească filmele făcând parte dintr-un domeniu conex cinematografiei, moda, cumva, nu? Deci, de ce, adică, ce-i cu ea, săraca? E îmbrăcată superb, rochia este superbă, impecabilă, îi vine perfect. Acest accesoriu care acoperă sânii mi se pare super arții și elaborat și bravo Păi, lui. Dominica, știu că este arții, știu ce face Rosberry, ador Schiaparelli. Noi vorbim acum despre cine poartă această ținută. Asta e o Da, problemă mă rog. foarte importantă, vitală. Vitală, pentru mine Nu cel sunt total puțin. de acord cu tine, îmi pare rău, adică Păi, chiar știu nu că nu sunt ești. de acord cu Dar tine. nici nu trebuie să fii, Dominica, de aia suntem, nu știu, suntem Ea până oameni la cu urmă păreri diferite. este unul dintre top modelele cele mai importante ale zilelor noastre. Nu poți să o ignori. Asta reflectă vremurile în care trăim. Ea reflectă vremurile în care trăim. Da, Acum pot să nu fiu de acord cu 20 de asta? ani Adică era mă Cindy lași să nu fiu de Crawford. acord cu asta? Da. Ok. Și pe cine nu, dar zi-mi, ok, nu-ți place Bella Hadid. Și pe cine vezi tu că ar fi ok, nu știu, zi-mi un top model care îți face foarte tare pentru 2021. Nu mă lua cu trecutul. De ce să vorbim despre un top model? Putem vorbi despre orice om. Păi nu, că vorbim despre top modele, că e un top model din categoria asta, vorbim despre categoria asta de top modele. Așa, despre orice om, mersi. Nu, orice om care poate veni la o festivitate de premiere și care poate purta o ținută, la asta mă refer. Întâmplarea face că ea, cetățeana, nici ca top model, mă rog, top model, ce dracu înseamnă asta, top model, ce va însemna, nici măcar din postura e top model, nu m-a convins că nimic. Că nimic. Mi se pare tâmpă, fără expresie și, după cum foarte bine ai spus, da, reflectă 100% tendința pe ce înseamnă, pe ce vrea, pe ce îmbrățișează noua generație. Da. Păi da, de-aia și a ajuns aici, pentru că este un model pentru noua generație. Că e bine, că e rău, nu o să știi niciodată. Ba, Dar știu e de acum, cum realitatea. adică nu o să știu niciodată? Ba, fix din momentul, știu de când a apărut. De când a apărut, știu. E debatable. E debatable. Bineînțeles că e debatable, dar ca să fie ceva debatable, trebuie să existe un debate. Că atunci nu mai e debatable. Nu? Da. Uite, o să o întreb pe Lia dacă îi place această Bella Hadid. Bine, nu poți să întrebi un copil de 10 ani, Domnica. Păi, ba dacă copiii de 10 ani o urmăresc, asta îți spun, îți garantez chestia asta, că nu o urmărești Ok, tu. și ce Generațiile? înțelege Lia când se uită la această cucoană Păi, în nu știu, Schiaparelli? aici e Ce o înțelege? problemă, într-adevăr. Aici e o Ce înțelege? problemă, Că că așa trebuie să fie și când poate ea? să. Păi, asta zic, aici e o problemă, că poate să înțeleagă un mesaj greșit acest copil, dar da, există părinții care să-i îndrume, nu? Și eu o să-i explic ce-i cu această Bella Hadid și de ce nu ar trebui să se uite la ea ca la o zână. Hai să trecem peste. Mie îmi place rochia, îi vine superb, știu Da, ce zici de bineînțeles că Bella e Hadid. superbă ținuta. Bineînțeles că e Nu mi-e superbă neapărat nici ținuta. mie simpatică, dar înțeleg apariția ei. Aș prefera să fie o Hai. dispariție. Nu, din nou. Revine doi, asta ce e? Gotie? Ce e asta? Nu știu ce e asta. Ce e Da, asta? gotie, gotie, gotie. Gotie. Așa, ții minte că e gotie. Da, Micuța, da. Micuța s-a și schimbat. Nu, ea s-a schimbat pentru că de fapt Nu mai treaba altă ei. zi. Este Păi altă altă, zi. păi Au fost mai asta multe s-a zi. Ce schimbat vrei, să se exact îmbrace în Emilia aceeași rochi? cu niște valijoare acolo, știi? Și s-a propus că ce, că ce. Nu știu, măcar la Anita Ekberg mă uitam ca la un obiect al dorinței, dar care făcuse ceva, fetiță, întruchipa la Dolce Vita, întruchipa o epocă, un spirit, Brigitte Bardot, care n-a fost cea mai mare actriță din lume, da? Și cu care a început Saint-Tropez, Euforia de la Cannes, Barca din lemn, Răsturnarea, Flirtul. Dar te gândești la ea ca făcând ceva notabil într-o industrie. Nu ca la o fetiță răsfățată care îmi plimbă pe un covor roșu trei rochițeli. Nu-mi spune nimic chestia asta. Nimic. Nici măcar trena asta dramatică nu-mi spune nimic. Nu pe ea. Pe ea nu-mi Dar rochia îți spune nimic. place? Nimic. Ce anume? Dar rochia îți place? Nu mă omor nici după rochie. Nici eu, nici eu. Am De să obicei spun la de ce. gotie.
Am să spun de ce. Mă deranjează accentele de negru. Fie făcea negru tot, fie făcea alb tot. Da, de obicei nu mă deranjează accentele de negru. Adică nu, ador alb cu negru, dar aici, într-adevăr, știu ce spui, parcă e prea mult alb. Da, da, știu ce zici. Ai dreptate. Exact. Ai dreptate, da. Da. Bine, hai. Nici pantoful la negru nu-mi plăcea. Asta, my favorite poftim. All time. Aici am încheiat orice discuție. Exact. Domnul Isabelu Per în Balenciaga, soro. Lasă-l, soro, Balenciaga. Când a venit în România, a fost chemată la o premieră, nu mai țin minte, acum mulți ani de zile, am făcut un interviu cu ea la ambasada Franței, am înlemnit domnica. Deci când am intrat pe ușă, da. Isabel Iupea stătea pe o canapea, am înlemnit. Am înlemnit. Da, cred, răspunsurile, cred. La întrebări, privirea tăioasă, rece, precisă, crisp, imperială, o forță enormă, imperială. Da. Și nu te supăra și silueta și tot îmi place, tot styling-ul, culoarea părului, chiar și ochelarii de soare. Nu, superb, cele două brățări puse la mâini, la ambele mâini, pe rochia asta super strâmpă, super. Dacă vrei, putem vorbi la infinit despre Viorica Hadid, nici măcar două secunde. Până acum am vorbit mai mult despre Viorica Hadid decât despre Isabel Huppert. Am vorbit pentru că mi-au prea nervii și e important ca lumea să înțeleagă de ce nu vrem să vorbim, de fapt, despre Viorica Hadid. Da. Da. Și ai văzut episodul din Call My Agent cu ea? Am văzut. Foarte mișto, mi-a plăcut foarte tare. E foarte simpatic filmul ăla. Mersi că mi-ai recomandat, apropo, filmul, serialul. Cu plăcere. Pe Netflix. Are așa o tușă pariziană și când mi se face de Paris, nu știu. Exact. E răspunsul perfect la această, da. La acest și amor, avut, la acest dor. Exact, și a avut și un episod, țin minte, exact cu festivalul de la Cannes, mai știi? Mi s-a făcut un dor atunci. Mm-hmm. Da, hai că mai avem poze. Mai avem? Catrinel Marlon în Iris Van Herpen. Iris Van Herpen, da, mă rog. Da, ea e superbă oricum și ea. E superbă, Catrinel. Da. Și adorabilă și drăguță, da. Și energică. Da, și rochia, Iris Van Herpen, n-ai ce să comentezi. Eu nu m-am omorât niciodată după Iris Van Herpen, să știi. Da, nici eu. Da, adică, na, dar ea totuși, nu poți să spui că Iris Van Herpen n-a făcut, a inventat ceva, aceste materiale tehnologice, aceste problemă, forme. Singura problemă, domnica, cu care ne confruntăm în plan estetic, părul. Aici, în acest caz, nu. Este că Iris Van Herpen propune avangardă. Catrinel a dus ținuta într-o zonă cabaret. Nu poți să o duci pe Herpen în cabaret. Da, dacă e adevărat. Dacă te îmbraci în Iris Van Herpen, te coafezi altfel, pui alte încălțări în picioare, nu pozezi ca la Moulin Rouge, pentru că ești îmbrăcată în Iris Van Herpen. Dacă vrei să faci cabaret, Moulin Rouge, ole ole, ça va le fi, nu te îmbraci în Van Herpen. Te îmbraci într-un cinstit Versace, cu spatele gol până la noadă, cu o crăpătură, cu o despicătură pe picior până la coapsă și așa mai departe. Da. Și mie îmi place foarte mult Catrinel și îmi place energia ei, dar asta nu înseamnă că nu pot să constat că a dus-o pe Van Herpen în cabaret. Sigur. Când trebuia să o ducă în avantgard. Așa e, da. Îți dau dreptate aici, da. Da. Și mă îndoiesc că ea, Catrinel, simte energia sau tipul de energie pe care o propune Van Herpen. Presimt doar că a fost prost sfătuită. Cu toate că nu-i vine rău rochia, adică să nu înțelegi greșit, îi vine foarte bine rochia. Nu-i vine rău rochia. E vorba despre niște... Vorba. Da. Trecem mai departe. Da, soro, superb, ce să zic. Tilda în Heider Ackermann. Nu, perfect, perfecțiune. Eu nu mai zic nimic, sunt mută.
culorile. Și eu mă sufoc. Mânecile. Deci la această imagine efectiv mă sufoc. Pur și efectiv simplu. Și eu la fel. Da. Nu. E și modă, și stil, și grație, și eleganță, și nu, tot ce vrei în această ținută. Nu mai zic capul ei, coafura, pantoful, uite-te la eu pantof. Eu stau să mă întreb totuși câtă lume înțelege tipul ăsta de apariție. Fetiță. Câți cetățeni? Băi, nici nu contează, nu știu, nici nu contează. Contează că femeia face un statement de fiecare dată. Contează, e foarte important, contează. Contează. Adică crezi că unii spun că e oribilă? Vorbeam cu cineva aseară despre chestia asta și invocam faptul că m-am săturat să ajung la petreceri unde se pun exclusiv manele. Am înțeles, s-au integrat, nu s-au integrat, suntem liberi să ascultăm orice. Nu sunt bitter absolut deloc când vine vorba despre asta, ferească Dumnezeu. Dar cumva m-am săturat să aud manele de dimineață până seara. Și în obor, și la petrecerile de așa zis intelectuali, și la petrecerile de așa zis cocalari, și la m-am săturat, înțelegi? Și de-aia spun că există o tendință majoră către vulgarizare. Majoră. Până și marile feministe au ajuns să dea din fund la petreceri pe versuri care spun ești frumoasă, dar ești proastă, n-ai bani, n-ai valoare, etc. Da. De-aia spun că acest aparent val de stânga este cumva îngropat total într-o inconsistență atroce, care da, devine foarte vulgară și de-aia îmi permit să întreb câtă lume mai înțelege sau câtă lume înțelege sau ce înțelege despre tipul ăsta de estetică. Că din da, Gromer n-au înțeles nimic, asta e clar. Știu ce zici, ai dreptate. Și mi se pare îngrijorător și extrem de vulgar. Extrem de vulgar. Acum ai ajuns să fii scuipată în ghilimele dacă asculți Mahler sau mergi la Enescu. Acum ești aplaudată dacă asculți Florin Salam pe toate fronturile. Băi, Moris, nu, eu n-am, nu știu, mie nu mi s-a întâmplat. Mie da. Mie nu. Mie depinde da. Unde, în ce grupuri te învârți, măi, Moris, măi. Hai să nu intrăm în discuția asta. Tilda Swinton este imperială, Haide Ackermann. Da. Nu mai are nevoie de nicio superb prezentare. Da. Nu mai vorbim nici despre cromatică, nici despre coafiură, pentru că da, nu am avea ce să spun. E pur și nu, e perfect, perfecțiune, e perfecțiune. Da. Mai acum vine un băiețel adorabil, un actor ăsta, îl știi? Timothée da, Chalamet. Nu, nu-l știu. Nu, nu-l știu. Vai, am văzut un film cu el, nu mai știu cum se numește filmul, adorabil, joacă atât de bine, atât de simpatic, atât de fin, atât de superb. Tom Ford, dragă, Call Me By Your Name, ce ai văzut? Nu mai știu cum se cheamă filmul, dar adorabil, unul cu de epocă, era foarte simpatic. O să-ți spun că o să-ți placă filmul. O să-ți mă gândesc să-mi amintesc și-ți transmit. Dar zi-mi despre ținută. Teoretic, nu mi-ar plăcea ținuta asta. Practic, nici mie nu-mi place. Da, da, pe el, care e slab, înalt, pe el, are fața are pe care o are. Asta, pentru că are, are silueta, exact. De salcie, nu neapărat plângătoare, da. Dar nu, după costum nu mă omor, deloc. Nu-mi plac chestiile metalizate. Uite că îmi spune Ioana, Little Women, exact, da măi, bravo Ioana, uite Ioana mă cunoaște, Ioana Ulmeanu mi-a scris WhatsApp, că mă cunoaște foarte bine Ioana și știe ce-mi place. Într-adevăr, despre filmul Little Women e vorba. Adorabil filmul și el genial. Mm-hmm. Să te uiți, te rog, la acest film. Poate. Mă uit. Mă rog, nu-mi plac chestiile metalizate și oricum detest costumele metalizate, detest ochelarii cu ramă oglindă și intră în zona aia. Se duce în zona aia și mie nu-mi place absolut deloc zona aia. Deloc, deloc, deloc. Da, dar cumva, teoretic asta spun, nici mie nu mi-ar fi plăcut ținuta asta, dar acum ce văd în fața ochilor, îmi place, pur și simplu. Pe el, nu știu, îmi place poza, îmi place cum pozează, el e foarte civilizat, cum își ține mâinile, chiar nu-mi displace nimic. Mm-hmm. Oricum îmi place el foarte tare, am o feblețe, deci poate fi îmbrăcat oricum. Poate să fie și gol.
La asta nu m-am gândit. Ca idee, adică vorbim despre cineva care nu e purtat de haine, ci... Da, așa este. Da. Și ăsta e un plus, evident. Da. Mă rog, n-am ce să mai spun despre costum. Nu-mi plac chestiile metalice. Și are o energie. El emană o energie foarte mișto. Uite-i zâmbetul. Simți că e un... Și chiar m-am uitat pe contul de Instagram ieri alaltăieri. Și e foarte simpatic și contul de Instagram și foarte real. Mi-a plăcut. Bine, hai, next. Spike Lee, Louis Vuitton. Da, am văzut. Păi te rog. Păi, ce mă rogi? Să vorbești. N-aș vrea să spun nimic pentru că mi-e simpatic Spike Lee, adică nu, chiar mi-e simpatic. Dar nu, n-aș vrea să comentez ținuta pentru că n-aș vrea să comentez ținuta. Ce vrei să comentez? Culoarea? Mi se pare sinistră. Vrei să spun că ochelarii sunt ridicoli? Da, mi se par ridicoli. Știi ce mai deranjează? Da. Ce nu mi-a plăcut niciodată? Haioșismul în modă. Știi, da, un gen haioșel. Știi genul haioșel care se tunde asimetric, are un bretonel care o ia într-o parte, e mai scurt aici părul, mai lung aici, pune multă culoare, pantalon cu turiu jos, multe accesorii, colorățele și ele foarte haioșele, debordând de energie. Genul haios. La 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 la. Nu mai fiți haioase, n-aveți de ce să fiți haioase. Sunteți haioase dacă sunteți haioase din discurs, din cap, din energie. Nu trebuie să fiți haioase că vă îmbrăcați în fucsia și că vă puneți la 109 ani ochelari roz. Nu. Că Iris Van Herpen a fost o marcă din asta, doar că Iris Van Herpen nu s-a propus în viața ei haioasă. Acolo era vorba despre altceva. Nu Iris Van Herpen, Iris Apfel, măi. Scuze că vorbeam de Catrinel. Iris Apfel. Iris exact. Apfel. Am rămas cu Catrinel și cu Herpen în cap. Da. Preferam să fie costumul negru. Preferam să aibă niște încălțări, niște baschets din pânză și un ochelar. Da, îți dau totală dreptate. Pe de altă parte, mă uit la cum e catul costumului, iar mi se pare superb cum e croit costumul, cămașa albă impecabilă. Da, niciunul de acord cu culoarea, dacă ar fi fost negru sau blămarin. Poate chiar și cu tenis și ăștia, un costum negru sau blămarin. Știu că ți-ar plăcea, dar hai să zic. Da, e, nici mie nu-mi place rozul ăsta. O haioșală. Nu, adică nu văd de ce, nu, da, nu. Vorba ta, nu văd de ce. Să mai facem un news flash de la Cannes. S-a îmbrăcat Spike Lee în fucsia. Wow. Da, exact, e de știre. Wow. Ia să-mi cine vine acum. Superbă. Marion Cotillard, nu? Da, Marion Cotillard în Chanel. Da. Ce-i denim sau ce? Nu cred că e denim. Nu, e ceva, nu știu. Nu, e ceva brodat, cred. Nu văd prea bine, eu sunt pe telefon și nu văd prea bine. Nu-i denim. Da. Dar e frumos, să știi, e frumoasă. Nu e nici wow. Mi se pare că n-au pus-o în valoare. Nu i-au surprins, nu i-au surprins spiritul. Ea are o chestie foarte, măi, foarte pariziană, are o chestie foarte fresh. Auzi că e denim, ci că e denim. Stai că nu vedem noi bine, e denim, Maurice. Am văzut bine. Da, da. Ai nu, văzut nu bine se tu. Se pare că i-au surprins spiritul, absolut deloc. Deloc. Nu pot să spun că îmi displace, dar nici nu pot să spun că asta e Marion Cotillard. Ori în momentul în care îmbraci pe cineva, mi se pare foarte important să surprinzi energia acelei persoane. Să spui, a, ok. E Marion Cotillard care poartă nu știu ce. Nu se întâmplă asta aici. Da, știu ce zici. O cumințenie aparentă care se vrea interesantă pentru că este denim, o coafiură complet anostă, tipul ăsta de accesorizare cu cerceluși care a început să mă scoată din minți, nu știu, nu e surprins deloc spiritul. Deloc. Da, ai dreptate. Pe de altă parte, nu poți să spui că e urâtă apariția. Urâtă sau nepotrivită urâtă sau nepotrivită. Nu în termene să judec. Da, ai înțeles așa ce mă refer. Ai dreptate, da. Bine, hai că am stat prea mult azi și mă doare stai capul. Că mai e cineva. Trebuie să iau aspirină. Te doare capul?
Nu, hai. Vrei să încheiem într-un nerv sau ce vrei să Jody facem? Turner Smith în Gucci. Gucci, parcă nu? Așa, și ce-i cu mămăliga aia jos? Zici că este un nou ochi? O ceva bulz? Ce acolo? Ce se întâmplă? Partea de păi, corset, a vrut... mi se pare că interesanțe... A vrut să nu, fie nu interesantă. Nu, nu e nici interesanțenie, Domnica. E ceva mai rău de atât. Corset combinat cu latex, combinat cu pene, combinat cu o mămăligă, combinat cu o ciumagă în vârful capului. Atroce! Bine, adevărul e că dacă nu ne-a plăcut doar Tilda Swinton sau Isabel Huppert, exact. Și învățați ce înseamnă cinema, senzualitate, forță, prestanță, eleganță, spectru, nu o mămăligă umblătoare cu un corset din latex. Și cu asta am încheiat sesiunea de azi. Hai, te-am pupat atunci. Nu? Te-am pupat și eu. Mua. Aole, stai că mai era cineva, stai. Nu, e, nu mai era soră nimeni, gata. Ba da, mai era Helen Mirren de care vorbeam. A? În Dolce & Gabbana, uite-te. Deci asta așa. Așa a fost surprinsă. Da, așa a aș fost fi surprinsă. Scos colierul, nu-mi place partea de sus a rochiei, dar Helen Mirren este Dumnezeu. Da, este superbă. Mie nu-mi displace, mie chiar îmi place ținuta, să știi. Îmi place galben, mi se pare că îi vine bine cu culoarea părului așa. Îmi place și colierul, nu mă deranjează nimic. A, uite-o și pe Anya Rubic. Nu știu în ce e îmbrăcată, dar e foarte mișto și Anya. E super. Adică, rochia asta numai ei ar putea să-i vină bine, dacă mă întrebi. Da, e o rochie corect. Care nu poate fi purtată de altcineva cu o altă stil. În ISL-e. Acum ce facem, dragă? Un clasor? Ce facem? Un carusel? Păi, mai erau poze, soro! Mai erau poze, vrei să închizi înainte? Uite. Uite, doamna negru din spate este imperială. Nu știu, știi cine e doamna negru? Este Carolin, care are șoparul. Ea are șopar. Superbă! Superbă! Da, într-un costum. Superbă! Da. Uh-huh. Superbă. Ia uite ce rochiță. Dar cine e? Nu știu. Nu se văd. Vede eu bine, nu văd. E blurată poza. Da, e blurată. Dar nu-mi place rochița, să vedem, știi. Vedem că e blondă și vedem o culoare verde brotac atroce, care, mă rog, contrastul cu covorul e ceva de ballroom în pipera. Nu, e ceva. Da. Zero finețe, zero. Era Chiara Ferrani, măi, aia dinainte, în Giambattista Valli. Chiara, prietena ta, Sinistră. Chiara Ferrani. Nu, las-o, și... că oricum nu contează, pe bune. Dar știi cine e acum în fotografie? Știi cine e acum? Nu, Grace Jones sigur nu e. Nu, nu mai, dar e super. Tina Kunakai, o știi? E nevasta lui Vincent Cassel, dragă. Așa, și trebuia să știu cine e nevasta lui Vincent Cassel. Este superbă! Este superbă! Uite, iertați-mă că nu știam că Tina Kunakai este nevasta lui Vincent Cassel. Este o femeie superbă! Și e îmbrăcată superb aici. Mă rog, da, arată superb, într-adevăr, pentru că ținuta este superbă, e foarte Grace Jones, e foarte 80s, e foarte Gautier în perioada 80s, nu știu ce poartă ea aici, ce poartă aici? Nu știu nici eu. Valencia. Nu cred, nu-i Valencia. Să ne zică fetele. E decupată regie. Din Grace Jones, decupată din emoția Gautier a celor ani, în sfârșit. Da, e splendidă. Valentino, măi, Valentino. Splendid. Valentino? Splendid. N-aș fi zis că e Valentino. E superb. Nici eu n-aș superb, fi zis, dar iată. Ba da, e Valentino Couture. Este Valentino Couture. E Valentino Couture, voilà. Da. Voilà. Superb. Și roșu cu mov îmi place la nebunie în contextul ăsta. Și, mai cu, și cu covorul roșu. Vezi, s-a gândit că se potrivește cu covorul roșu. Nu ca chiar Ferrani în verde. Sărăcuța. Bine, când a fost vreodată în istorie chiar Ferrani un reper? Acum hai să ne revenim. E și milă. Păi, pentru unii e reper. Depinde pentru cine. Pentru mine niciun caz. Știu, bine, știm cu toții. Pentru unii. Asta mi-a plăcut la nebunie. Pentru unii. Exact. Pentru unii. Of, cin-cin cu o apă plată și ne vedem curând. Hai, te pup. Vă pup, pa, pa.